Bună seara și bine m-am regăsit! Este o nouă seară de vineri, o nouă întâlnire și o nouă ediție Ar Cultura. Pentru voi toți cei care ne ascultați sunt Dan Pârvu. Ca de obicei, încerc să aduc în atenție teme, evenimente și personalități care ar putea să aducă în viața noastră punți de legătură către domenii de mare interes în ceea ce privește cultura. Și, până la urmă, hrana noastră spirituală. De această dată am plăcerea de a -l avea alături de mine pe Lucian Ban, pianist de jazz. Dragă Lucian, îți urez bine ai revenit în cadrul acestui studio. Vom vorbi despre Bucharest Jazz Festival, ediția 2015, în, în a cărei, să spunem, legătură directă tu te afli în calitate de curator. Încă o dată, bine ai venit, haideți să pornim această discuția noastră, să zicem, cu tot dreptul <laughs> ca să fie cu noroc. Despre ce vorbim uh, de această dată în legătură cu Bucharest Jazz Festival? În primul rând, mă bucur să te regăsesc, uh, pe tine și pe ascultătorii de la RFI. RFI e pentru mine unul din uh, puținele radiouri la care vin când ajung în România, deci eu, deja e o legătură constantă și e o plăcere să fiu aici să vorbesc. Ne bucură uh, acest lucru. Și așa cum ai menționat, dacă de multe alte dăți sunt aici în capacitate de pianist, fie cu un, un turneu, un concert de lansare sau uh, aflându-mă în Europa și în România cu anumite concerte, cu anumite proiecte, de asta dată o să vorbim uh, mai mult despre Bucharest Jazz Festival, ediția 2015, al cărui uh, curator uh, sunt pe, în ultimii trei ani, uh, de fapt acesta este ultimul meu an, e un mandat de trei ani uh, pentru care am fost Uh, angajat, de fapt, uh, de Centrul de Proiecte Culturale al Primăriei București de Arcub. Dacă tu te pomeni de acești trei ani de zile uh, în care activitatea ta de curator s-a desfășurat vis-a-vis uh, -vis de festival, Spunem o perspectivă asupra acestei activități. Este una pozitivă în ceea ce te privește? E una care ți-a împlinit niște așteptări? Au rămas lucruri încă de făcut? Ești mulțumit? Da uh, Răspunsul este, el trebuie calificat. Sunt mulțumit, aș fi vrut să fac mai multe decât poate am reușit. Bineînțeles, totdeauna rămâne loc de mai mult. Da, doar că uh, sunt mult mai dur cu mine, cu, sunt cu ce... Mă doare mai tare dacă n-am reușit ce mi-am propus eu, indiferent de ce cred cei de din afară. Uh, dar uh, răspunsul este pozitiv, overall, pe întreaga perioadă de, uh, în care am fost eu, pentru că reușim să punem pe picioare un festival de calibru european, într-o capitală europeană, capitala României. Aceasta a fost, de fapt, cumva mandatul și misiunea mea, asta am vrut să fac, de asta am și fost invitat uh, sau adus de către Arcub uh, pentru acest festival. Înainte, el s-a numit, a avut o altă titulatură, a fost o continuare a unui festival care s-a întrerupt pentru vreo 10 ani. Uh, pe urmă a fost reluat Outdoor în piața George Enescu cu o serie de trei zile, mi se pare, de concerte și s-a numit uh, uh, Jazz Blues, Open Air Jazz Blues and More. Uh, imediat ce am venit am spus că nu, nu e cea mai bună uh, uh, denumire, suntem în București, e un festival al uh, uh, Centrului de Proiecte Culturale al Primăriei, titlul firesc este Bucharest Jazz Festival titulatura pe care o recunoaște și o, va, și o acceptă ca legitim întreaga lume și întreaga Europa. Deci a fost primul lucru care l-am schimbat uh, titulatura și uh, s-a rezervat numele, domeniul este copyright, toate, toate aceste lucruri. Uh, și am uh, vrut să-l pun pe baze sănătoase, să, să l duc și să-l aduc în cea mai mare măsură posibilă în standardul unui festival european de jazz. În mare parte am reușit, sunt încă lucruri care uh, vor crește. E un proces continuu. El trebuie să continue, ar trebui să crească, sunt multe lucruri care trebuie să făcute, sunt sigur că echipa și următorul curator uh, sper să le facă, sunt sigur că uh, lucrurile vor merge înainte și uh, lucrurile care au mers poate mai puțin bine sunt sigur că ar trebui să fie corectate. E nevoie de un festival. Uh de jazz la București și este nevoie ca acest tip de muzică, acest tip de manifestare culturală să existe într-o capitală europeană cu pretenții culturale, pentru că vrând nevrând se pare că totuși bucureștenii sunt mari consumatori de evenimente culturale, de la teatru, film, orice fel de festivaluri sunt binevenite aici. Se pare că avem, avem mare nevoie. De altfel, haideți să vorbim despre locurile în care se vor ține evenimentele acestui festival. Începând cu al doilea an de mandat al meu, a, am, a fost o condiție și o dorință a mea, am introdus o serie de evenimente uh, conexe, le-am numit, uh, în jurul uh, concertelor. Că de fapt, un festival, toată lumea, când spui festival, înseamnă concerte, în special în cadrul unui festival de jazz. Uh, Ori eu am vrut să aduc multe alte uh, evenimente relaționate jazzului care să să arate ce înseamnă comunitatea de jazz în România, cum poate să interacționeze cu festivalul, să arate ce înseamnă jazz din punct de vedere al filmului, din punct de vedere al uh, uh, cuvântului scris, al publicațiilor, ce înseamnă jazz din punct de vedere al copyright-ului, toate problemele care sunt în jurul jazzului cum sunt în jurul filmului sau oricăreia dintre arte. Deci a fost, începând cu al doilea an din mandatul meu, am avut ceea ce se numit... Uh, even, evenimente conexe la Bucharest Jazz Festival: lansări de carte, lansări de disc, uh, am instituit o serie care se numește Jazz on Film, documentare, atât din uh, uh, autori internaționali, cât și din Arhivele României, care are o istorie foarte interesantă. Putem să poate să vorbim puțin despre asta. Uh, conferințe, uh, expoziții, anul trecut am avut o expoziție de afiș polonez de jazz de avantgardă din anii 60, în parteneriat cu Institutul Polonez. Anul acesta o să avem o expoziție de fotografie. Astea au fost toate parte din ceea ce am numit eu evenimente conexe și ele sunt o componentă esențială a festivalului pe lângă, festivalele, pe, pardon, pe lângă concertele propriu zise care au loc în piața Enescu. Deci sunt două locații. minunatul Han Gabroven din centru vechi de pe Lipscani, Uh, unde arcubu are centru, și piața Enescu, unde este scena și uh, spațiul amenajat. Da, da, se pare că acest uh, perimetru uh, al pieței Enescu, între Ateneo, Sala Palatului, muzeu, a devenit un spațiu tradițional în care uh, lucrurile, evenimentele culturale și mai ales concertele se petrec tot timpul. Uh, mi se pare că o alegere mai bună nu se putea face. Jezus va fi în plin plan toată lumea va avea parte de el că vrea, că nu vrea, muzica va răsuna în acea piață și va, va fi prezentă. vis a -vi de toate aceste, să spunem, manifestări conex, așa cum le-ai definit, totuși, ele fac parte din structura, să zicem, serioasă a unui festival. Tu spuneai că mandatul tău a fost de a ridica acest festival la cote europene. De altfel, festivalul, așa după cum mi-ai spus, este integrat European Jazz Network, ceea ce reprezintă o victorie în sine. Îmi ziceai mai devreme că a fost un, o conjunctură specială acceptarea noastră în acest da, într practica de înscriere în European Jazz Network este că festivalul și organizația care vrea să se înscrie trebuie să aibă un istoric de 4 sau 5 ediții. Deci după un grad care, de seriozitate. Da, care să arate că, că, există sustenabilitate în timp și nu există două ediții după care un festival dispare. Deci ei au pus această condiție că un festival să aibă o vechime de 4-5 ediții, cred că nu mai știu dacă sunt 4 sau 5. Ori ei mă cunoșteau pentru că am colaborat cu ei direct ca artist și le-am spus ce intențiune să fac cu festivalul și am fost a, a, am fost acceptați din al doilea an. Da, asta este într-adevăr nemaipomenit. Toate aceste, vorbeam de aceste manifestări conexe, de fapt, de ce se fac toate aceste lucruri în, în jurul evenimentului muzical ca atare? Pentru că fiecare, bănuiesc fiecare uh, ramură de activitate artistică, are propriul ei domeniu, trebuie să se vorbească despre ea, trebuie să se prezinte personalitățile respective, vorbeai de film, vorbeai de cărți dedicate acestor, acestor muzici, vorbeai de conferințe. Până la urmă există și un anumit perimetru informațional pur și, să spunem, mai dur care, de cu care publicul trebuie să i da face. A fost greu să, să, să zic, să aduni persoane care să fie interesate să expună acest lucru. Ei găsit pe artiști, vorbeai de expoziție de fotografie dedicată uh, evenimentului de jazz și așa mai departe, sau lucrurile vin cumva de la sine. Orice artă e hrănită de comunitate de artiști. Fie că e film, fie că e sculptură, fie că e teatru, fie că e jazz, fie că e muzică modernă, în toate țările, să le numim oarecum sub auspiciu civilizației occidentale, deși în prința jazzului el se află și în Asia, și în Japonia, și în India, e un fenomen cu adevărat global și universal acum, toate țările au o comunitate de jazz, mai mică sau mai mare. Când spun comunitate de jazz, înseamnă de fapt ceea ce numim în America practitioners cei care sunt muzicieni compozitori, aranjori și pe urmă este imediat lângă ei se află criticii, cei care scriu și fanii hardcore care cons ei Consumatorii. Well dar când spun fanii hardcore spun cei care practic mențin viu via arta, adică sunt cei care sunt realmente dedicați. Da și nu, interesați. Da, după care vine uh, marea masă de, de fani melomani jazzului toate comunitățile, am observat asta și în toate țările unde am, am concertat, există uh, această comunitate care e formată din muzicieni, oameni care scriu din pasiune și din profesiune uh, și pe urmă există un grup uh, care constituie oarecum țesătura de fani ai genului în privința artei respective într-o anumită locație. Deci oamenii există. Uh, tot ce nu a existat, poate uh, foarte structurat, în România sau în jurul ideii unui festival în, în București, a fost o structură care se încerce să-i adune. De altfel, a fost foarte interesant că anul trecut, când am făcut pentru prima oară evenimentele conexe și am făcut uh, două evenimente, unul dedicat, dedicat cărții românești de jazz și unul dedicat discului românești de jazz, una a fost că am, uh, am prezentat toate cărțile care se publicaseră până atunci în România. Și cred că au fost 30-40 de cărți despre jazz doar în România. Toate astea sunt uh, rodul pasiunii unor oameni nebuni. Ele nu vor să vor sensul cel niciodată. mai bun. Da, în sensul bun. Deci, dar ele există. Mie mi s-a părut fascinant. Am crezut că avem dacă ne amintim bine în, în, epoca de glorie de aura comunismului, cred că au fost 3 sau 4 cărți de jazz, două trei dicționare și o carte a lui Vigii Mihai sau două și atât. A fost vreme de 40 de ani. 5 cărți, 6, nu cred că au fost mai multe. Era și o muzică cumva între două ape, era. Da, și politic și așa da, mai departe. Și... și totuși pe urmă, în următorii 25 de ani din anii 90, s-au publicat cred că 40, 50 de cărți. Anul acesta noi vom prezenta 10 cărți, cred că 8, 9, 10 cărți, unele care nu le-am găsit anul trecut, dar au apărut deja de anul trecut. Deci și am văzut în 2013 la aceste evenimente conexe, Cartea Românească și discromânesc. Românesc, îmi spunea Florian Lungu că, Lucian, a reușit să readuce oarecum din nou puțin comunitatea împreună, ceea ce nu s-a mai întâmplat decât uh, s-a întâmplat ca un, ca, un, ca o abordare de rezistență în, în anii comunismului la Sibiu, când nu existau neapărat lansări de carte, dar era o țesătură la Festivalul de Jazz de la Sibiu, unde se întâlneau artiști, muzicieni cu artiști plastici, cu se întâlneau acolo și exista o comunitate care iubea jazzul. Pentru... O altă stare mentală. Exact. Asta am vrut, mi-am propus parțial să, a, să readuc și să reconstitui cu evenimentele conexe. Să, în primul rând, comunitatea de jazz să simt că festivalul de Be Beacure jazz Festival este mai mult decât o platformă doar de concerte, ci este o platformă în care vezi filme, în care poți să-ți lansezi discul, în care poți să poate să există o conferință, în care poți să pui întrebări, Ce în care azi, comunitatea e... se întâlnește. Da. E, e unul din lucrurile care, a, care atunci când se pierde e cel mai greu de refăcut. Asta e foarte interesant și în același timp foarte, foarte important pentru că înseamnă că se poate face și o geografie a acestei comunități, se pot identifica anumite centre de emergență în care ideea, să spunem, creatoare sau ideile teoretice vis-a-vis -vis de jazz pot fi identificate și în același timp se pot crea o serie de, să spunem, place de interes informațional. Lucrurile astea vin de la sine, o, o anumit tip de coeziune sau cel puțin o dată o întâlnire anuală, să spunem, pe, pe, bază de interes comun a celor care activează în, în domeniul jazz este mai mult decât binevenită. Dacă cei trei ani dacă cei trei ani ai mandatului tău, iată, se termină odată cu această o, o, ediție a festivalului Bucharest Jazz Festival, spunem, ești interesat să continui sub o formă sau alta colaborarea cu această manifestare? Cu Bucharest Jazz Festival? Da, da. Ah, sper, sper să concertez la un moment dat, <laughs> <laughs> dar asta, asta este va fi la latitudinea următorului curator. Da, să sperăm că lu <laughs> lucrurile vor fi în sensul... În sensul vreau, să, vreau să am creat un program, vreau în anii următori să aplic eu însumi la acel program. Da. O să discutăm de un program de, de comisionari. Da. spune spunem ce trebuie să cuprindă un program uh, serios uh, al unui festival de jazz dincolo de, bănuiesc, marile nume, ce își propune în momentul între un curator de, de festival în momentul în care întocmește un program? Care sunt direcțiile? Este o întrebare foarte, uh, pentru mine, uh, acum foarte haioasă, pentru că uh, am stat și m-am gândit, oare știe, se știe de unde vine ideea de festival? În ce sens? Ideea de festival de rock, ideea de... Uh, toată explozia de festivaluri care există acum în România nu numai de jazz. De jazz sunt 5, 6, 7. Există, cred că, cel puțin 30 de festivaluri de muzică rock, hip-hop și electronică. Probabil ele toate de... au pornit de la un om care a înființat pentru dată, prima dată un festival de jazz. care nu, Ele nu există din anul 1900, din secolul XIX. Nu existau festivale în a... Conceptul modern de festival, în sensul, lăsăm puțin deoparte festivalul de muzică clasică, pentru că nici ele nu cred că au existat, festivalul de jazz este cel care a fost mama tuturor festivalurilor. Și el a fost uh, fondat, înființat, ideea, de către un uh, disc jockey din Boston, care a devenit un mare manager de jazz ai lumii, George Vine, care încă trăiește, are 90 și a înființat Newport Jazz Festival. Compania lui și modelele lui de business și parteneriatele cu sponsori, el le-a patentat. Toate festivalele din Europa sunt copii ai companiei lui. Nisa, London, Paris, uh, uh, Jazz Joan Le Pen în, în, în Franța, toate Marseille, uh, Umbria, toate festivalele majore, North Sea Jazz Festival, sunt într-un fel sau altul cei care le conduc au fost interni la această companie a lui George Vine. Ori el a înființat ideea de festival pentru că el avea un club în Boston care este foarte aproape de Newport, care era un loc foarte glamoros în care oamenii din Boston, elita, lumea wealthy, se retrăgea la mare, într-o la Snagov, da. ca să vă spun. Și ei au spus, vrem, vrem jazz, e muzica noastră. Anii, a, asta se întâmplă în anii 1950. Și el a, pentru nici el nu știu cum să facă, el a dus au scene improvizate, au găsit un finanțator local, unul din toți... Ași... Inventat conceptul. Da, după simt. care au apărut toate problemele. Managerizarea publicului, problemele de alcoolism, problemele de securitate, problemele de scenă, problemele de copyright, problemele de sound, afară spre de încă încăpere închisă. Ori el și-a și scris, a și, a și scris o, o biografie foarte frumoasă, uh, care a publicat-o cred că acum 5-6-7 ani, în care spune, nici eu n-am știut toate aceste lucruri, ideea de, de sponsor modern. Este, a înființat el prin anii 70, în sensul în care vei vedea GVC Jazz Festival sau uh, Heineken Festival sau ceea ce vedem. Toate lucrurile astea au fost la un moment dat făcute pentru prima oară. El le-a făcut și el a dezvoltat aceste lucruri. Deci e interesant când spunem cum trebuie să fie un festival, pentru că nici eu n-am știut. M-am lovit în acești trei ani uh, și știind toată lumea îl cunoaște pe George Vine fiind cel care a inițiat Newport Festival pe care l-a vândut acum vreo 20 de ani și acum 5-6 ani a intrat în faliment și l-au readus înapoi, l-au rugat să vină înapoi și l-a repus pe picioare, nu știu cum. Păi dacă nici el nu știe acum să, să, facă cine mai... Cine a făcut mai fi asta duc. de foarte... Deci a făcut să -să asta vrezen. foarte mulți ani, a avut o relație cu mari muzicieni de la Duke Ellington, la Mahalia Jackson, la toată lumea. Da, Newport Jazz Festival este probabil unul din cele mai faimoase din lume. Dacă nu festivalul da. prin definiție. Da, acolo a apărut ideea și este, pentru mine a fost fascinant să citesc în carte problemele de care s-au lovit pentru că orașul s-a revoltat. Pentru că se crea în perioada celor trei săptămâni un dezastru în oraș. Prea mult trafic, prea mult prea multă lume, probleme legate de vandalism, lucruri care, care sunt, astăzi orice organizator de festival trebuie să ține cont de ele. Evident, la noi, din fericire, nu există probleme în cadrul Bucharest Festival, da. dar toate aceste probleme el s-a lovit de el și el de ele și el le-a adresat în cartea lui foarte ele -a, a spus cum, cum au fost și pentru el erau noi și cum le-a a trebuit să le corecteze, cum a trebuit să facă întâlniri cu bordorașului, cum a trebuit să uh, să vorbească cu orașul și să, să fie o înțelegere clar, pentru că ei aduceau la un moment dat au început să aducă business orașului, ca atare orașul a, a pus forțe de ordine. Deci toate lucrurile astea care astăzi se întâmplă pe nevăzute pentru public și pentru noi, ele au trebuit să fie codificate într-un fel sau altul acum 60-70 de ani. Dar ideea de festival modern nu a început, nu a existat festival de rock sau de blues înainte de a fi festivalul de jazz de la Newport. Am înțeles. E, deci după aia ele s-au desfăcut. Iar compania lui a devenit una festival productions, se numește, a devenit una de cele mai mari din lume și foarte mulți din Montreux, norți, foarte mulți din directorii festivalul acestor mari din Europa au fost interni în această companie. Și ei, pe urmă, ideea de festival a crescut enorm și așa au apărut evenimentele colaterale, ca să le spunem, ceea ce am numit noi aici, evenimente conexe. Dacă la început nu erau decât concerte, mai mulți artiști într-un singur loc, pe urmă a apărut întreaga această idee unde poți să faci, să pui arta respectivă sau genul muzical respectiv să-l pui în diferite lumini prin alte forme de expresie, scris, film și așa mai departe. Dar mă gândesc că în primul rând un festival este o oportunitate pentru arta respectivă de a se manifesta și de a fi în atenția publicului în mod absolut. Pentru că, în momentul în care aduci o serie de artiști, înseamnă că există o anumită întindere a, a evenimentului respectiv și a manifestării respective, ceea ce uh, face ca, ca, în mod specific, respectiva artă să fie în prim plan. Dacă aduci 5, 6, 7, 8, 10, depinde de durata festivalului artiști de primă mână din zonă brusc, vrând, nevrând, lumea va avea de-a face cu, cu arta respectivă și va căpăta interes, va afla, informația se va parcurge altfel. Mi se pare că rolul până la urmă unui festival acesta este de a aduce în atenție un anumit tip de preocupare artistică. Dincolo de statutul starurilor care, bineînțeles, vor atrage publicului, mai există și ceilalți noi, aspiranții, Speranțele, să spunem, promovarea și celelalte, apropo de program și de noutatea pe care o, o, o angajează din partea managerului, a organizarea unui program și riscurile pe care și le asumă vis-a-vis -vis de artiștii respectivi. Bineînțeles. Până la urmă, faptul că e vreme de, să spunem, 5 zile, parcă sau cam așa ceva, 5 zile Bucureștiu va avea în centrul lui, la propriu, muzica de gest nu poate să fie decât un, un lucru absolut, să spunem, important pentru, pentru toți bucureștenii, pentru că este o experiență. Dincolo de experiența sonoră, este o experiență în sine. Studiile statistice în București făcute de... Cred că de, de organizații de pool profesioniste Uh, pentru mine a fost uh, interesant să aflu, în materie de cultură bucureștenii preferă statistic jazz și comedie. Foarte interesant. Nu teatru, nu muzică clasică, în ciuda faptului că evenimentele merg foarte bine și teatru da. sau festivalul Enescu. Da. dar da. acea statistică făcută anul ăsta, asta a arătat. Apropo că se discută de strategii culturale și uh, capitale culturale. Deci, eu nu cred că există niciun dubiu că, că uh, jazzul este o artă iubită de bucureșteni în ansamblu. Asta este foarte îmbucurător. Într-adevăr, și la zi, iată, uite, dacă așa spune vorba aceea știința, înseamnă că astea sunt datele concrete din teren. Hai să vorbim câteva lucruri despre program și despre artiștii care vor participa. Deci, pe parcursul a 5 zile, eu când mi-am mi -am început mandatul, am venit cu o dorință care era foarte aproape de, 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 viziunea mea, anume fiind un festival organizat din bani publici de către Centrul de Proiecte Culturale al Primăriei Bucureștiului, uh, am dorit, a, a, fost de fapt aproape o condiție, să sprijinim scena românească de jazz. Și am venit pentru ca să nu, fie foarte, să nu fie foarte multe vorbe frumoase în jur, am spus 60%, 40%. 60% dintre artiști artiști care participă la festival sunt artiști rom români și 40% sunt artiști uh, străini. Foarte generos din partea. Uh, acum cred că în această ediție cred că avem puțin mai mulți artiști români de fapt. Uh, inițial am pornit cu ideea de două grupuri pe seară, deci 10. În momentul ăsta sunt trei sau trei zile cel puțin care au trei grupuri pe seară, dintre care, program. dintre care dintre două de, uh, uh, sunt uh, muzicieni români. Deci uh, ca să încep să enumer așa, uh, din muzicienii români avem atât generație tânără, cât și generații mai afirmate sau care sunt în mijlocul carierei și a succesului. Să începem cu tinerii. Sorin Zlat, unul dintre pianistii foarte buni ai României de jazz, care face valuri acum, care e la început de cariere, va fi în a doua zi. Lucian Naghi, saxofonist din Timișoara, va veni cu un quintet internațional. Muzicieni europeni, muzicieni din Ungaria, din Italia, chiar că și din America are pe cineva. Uh, contrabasistul Razvan Cojan va fi cu propriul lui quartet, el de obicei e unul dintre cei mai ceruți contrabasiști în scena locală cântă cu foarte mulți, dar acum uh, mi-a scris și mi-a spus Lucian am un proiect, e cumva o, uh, o există o deschidere să pot să-l prezint și eu chiar dacă eu nu sunt cunoscut drept lider de grup ci mai mult contrabasist basist în grupurile altor și am zis sigur, trimitem câteva sample și festivalul e deschis și le-am auzit, e foarte bun Deci el va cânta pentru prima oară ca și lider în BGF cu cuartetul său uh, pe urmă avem uh, muzicieni puțin uh, din alte generații care sunt consacrați care au cântat foarte rar la București sau, sau de mulți ani nu mai sunt aici, Liviu Butoi, saxofonistul din Timișoara va venit cu un grup de muzicieni francezi sub numele lui Asta este un alt lucru cu care l-am dorit și l-am încurajat uh, în discuțiile mele cu, cu uh, Breasla și cu colegii mei de, 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 de Breasla, ca să zic așa Uh, colaborările cu muzicieni și din România și din afara țării. Uh, Luisa una dintre cele mai bune cântărețe de jazz care le are România la roacutarea, va veni cu un quintet în întregime din muzicieni din uh, Ungaria. Oare mai îmi scapă din muzicieni români? Mă întreb... Uh, uh, Pedro Flori... Negrescu. Pedro Negrescu, trio, de mult nu a mai fost sub numele lui. La fel, el este un caz, din acest punct de vedere, similar cu, cu Răzvan Cojan, uh, fiind un ceea ce numim în un extremely in demand bass player uh, apare mai rar sub nume propriu el are și o carieră de dirijor alternativ uh, cu, cu cea de jazz va veni și va lansa două albume în cadrul festivalului cu, cu albumele sunt cu două-tri ori, două, ori de pian, contrabas și baterie unul din Bulgaria și unul din Ungaria uh, Florin Răducanu va veni cu un octet Florin, pardon, Florin Raducanu va veni cu un octet foarte interesant cu trompetă, saxofon, nai în care își va prezenta propria lui uh, viziune asupra cum vede jazzul și intersecția între jazz și muzică clasică. Sper că nu mi-a scăpat niciunul din muzicienii români. Uh, să mergem mai departe la numele de referință, de staruri, dacă vrem să, să le numim așa. Orice festival trăiește prin staruri și crește. Trebuie să crești foarte mult pentru ca un curator să-și permită să, să impună o direcție care nu depinde de staruri. A unui festival, dar 99,9% festi din festivalele de jazz din lume se bazează în continuare pe nume mari și pe nume mijlocii și nume mici. Pentru prima oară în România doi dintre cei mai importanți trompetici de jazz la ora actuală din lume de două ori câștigători la premiile Grammy Roy Hargrove una din marile voci în trompeta de jazz americană și mondială a lumii și renumitul Terence Blanchard Uh, va fi cu quintetul lui E-Collective, care e un quintet bazat și pe muzica electronică și pe groove. Uh, el muzică extrem de interesant da, exact. și atrăgătoare. Da, dar el, el, el a rămas un, un muzician extraordinar de creativ, de, de, de îndată ce s-a lansat pe piața, el acum curatorează niște programe cu filarmonicile din, din America, în care uh, uh, introduc programe de librete în care se scriu opere de jazz. Deci e un, e, un muzician extraordinar creativ, el este și parte din bordul ceea ce se numește Telonius Monk Competition, e una, e una, una din marile voci ale jazzului contemporan american. Va fi cu, cu propriul lui Quintet. Uh, o vom avea pe una dintre cele mai hot cântărețe la ora actuală uh, din America, Liz Wright, undeva, o voce super, da, undeva la limita între jazz și neo-gospel și neo-soul cu quintetul ei. E în turneu de lansare a unui nou album. Uh, vom avea în parteneriat din nou cu Institutul Polonez, ceea ce mă bucă, că în parteneriat strategic, unul dintre cei mai buni pianiști de jazz europeni este coleg cu mine de label la ECM Records, Marcin Vasilevski din Polonia, în trio plus invitatul lor, saxofonistul norvegian sau suedez, Joachim Milder. Vom încheia festivalul cu una din adevăratele legende din lumea jazzului, celebrul Likonitz, saxofonistul din Chicago care acum trece la New York asociat cu ceea ce numim astăzi a, a intrat în limbajul comun termenul de cool. Dar el, el a fost unul dintre cei care a fost responsabil pentru introducerea lui în, în, în psihicul colectiv. în Să nu uităm că în 49 era împreună cu Miles Davis înregistrau The Birth of the da, Cool. Vorbim despre un patriarh al Jezusului, da, care este venerabilă, vârstă 87 de ani. Care ce este fascinant este că este la fel de creativ. deci nu Foarte mulți muzicieni sau artiști când ajung sunt celebri cumva se opresc și practică ceea ce au făcut doar și, uh, practic, vezi ceea ce a făcut Faimoșa cu 20, 30, 40 de ani, liconiți în continuare, este extraordinar de creativ. Deci, l-am văzut în mai multe concerte, nu s a oprit niciodată. E, e vorba de. e pasionat legat de improvizație pură. Mă gândesc că anul acesta s-ar putea ca ediția festivalului să uh, beneficiezi de o conjunctură mai specială pentru că Apropo de piața americană, unul dintre premiile Oscar a mers de această dată la un film dedicat jazzului și activității de jazz, chiar universități de jazz, s-a numit Whiplash, iar personajul principal este un, un tânăr student care este baterist, un personaj inspirat din viața lui Buddy Rich. Mi s-a părut cu totul senzațional filmul și extraordinară, extraordinară realizare a celor doi actori. Nu știu dacă sunt de meserie. În orice caz dirijorul știu clar că nu este de Nici meserie. Nici nu e. Nici bateristul Nici, nu Nici bateristul. Nu, e unul din actorii de generație tânără foarte bună. s-a părut bun. extraordinar Am băiatul ăla. că acest ala. film a fost foarte controversat în comunitatea de jazz din America. Serios? Ca nereprezentând realitatea. Dar cel... Buddy Rich este a cel, apărut, care, e cel care tot a, filmul a acolo. care a fost uh, musical consultant și a înregistrat toate uh, tracksurile de baterie, da. este cunoscutul Peter Erskine, unul din mari baterici de jazz ai da. uh, Și el uh, a spus ulterior că Ceea ce s-a portretizat în film nu reprezintă realitatea. Dar, în la un moment dat, în film apare așa foarte vag un portret în camera băiatului al lui Buddy Rich. Este evident că sunt calchiate solo lui Buddy bine Rich Bineînțeles, bineînțeles. Da. Dar mă refer aici uh, filmul uh, a fost controversat din punct de vedere al relației între profesori profesor. și Nu se întâmplă așa ceva. Nu ce se rău. întâmplă asemenea nu. durități? Nu. Nu, 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 nu. Eu cred că iar actorul e genial. Genial, el, absolut genial, este. absolut genial. Dar... Nici nu mi-am putut imagina că poate să ajungă la asemenea virtuozitate. Filmul interpretativă. Care, mie, care a fost tot anul ăsta și a câștigat Oscarul care este legat de jazz și tot controversat a fost, este Birdman. Nu, a, Birdman, da, dar. Pe, unde din nu. Aici este. Unde era? Din cauza partiturii muzicale. Acolo a fost o controversă și a fost, a, fost, a, fost, a fost o scrisoare de către Asociația Muzicilor de Jazz, pentru că întreaga partitură a, a fost. A, a, submitted pentru nominalizare la Oscar da. era făcută de un baterist improvizată, Aha. de către Antonio Sanchez care a, a fost coleg de școală cu mine la New York care acum este bateristul lui Pat Matini. doar atât uh, <laughs> dar ei, uh, cum se numește, the Academy Award Commission a refuzat pe motivul că e improvizată și dacă exista un film deci uh, că nu este muzică scrisă și deci. Interesant. am revenit din nou la controversa jazz muzică scrisă, muzică improvizată, da, seriozitate, da, din nou, din nou muzica clasică, muzica scrisă pe note este cumva pe un alt statut decât muzica improvizată, ori partitura acelui, aș, acelui, film Birdman este un, un a fost acceptată ca fiind extraordinar din punct de vedere al rolului muzicii într-un film. Interesant. Și el, deci el, deși a fost nominalizat, a fost până la urmă refuzat procedural. Și sau au fost, a fost controversat. evident, Sperăm că lucrurile astea se vor, le, le, se, se vor modifica, dar știu că a fost. N-am urmărit cu totul exact toate etapele acestui. Știu, știu că a fost o petiție, am semnat-o și eu, pentru că era o nedreptate care se făcea procesului dar, artistic. Într-adevăr, este. Mai mult decât controversat aici este de discutat, dar credeam că această problemă s-a depășit odată pentru totdeauna. De vreme ce peste tot în lume nu există canal serios de difuzare a muzicii clasice care să nu aibă o secțiune pe măsură dedicată jazzului, este deja o simbioză între jazz și muzica așa zis cultă, serioasă, cum vrem să o denumim. Unele probleme se depășesc, altele nu. Altele Niciodată nu. nu depășim toate problemele. <laughs> Uneori da. e sunt te duci înapoi. Da unor se întâmplă că te duci înapoi. Da, din păcate, iată, nu știam de această controversă da, legată de, de, partitura muzicală. De la Birdman, care e chiar foarte bună. Foarte bună, într dacă, dacă, o să te mai te uiți la nu l-ai văzut... Uite, o să-l revăd pe, cu, cu, atenție sporită în direcția aceasta. În orice caz, mi s-a părut vis-a-vis -vis de Weblach că am avut parte de, de, o revenire în forță și o repoziționare pe locul pe care îl merită a jazz -ului. Până la urmă, Gesù este fără îndoială pentru mine, vis-a-vis -vis, legat de rock, muzica cea mai importantă de pe piața, așa zis, așa zis, cu ghilimele de rigoare comercială în ceea ce privește Fiindcă tot vorbim fenomenul de, 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 film, vreau să, vreau să menționez neapărat pentru că este o ocazie specială. Noi am instituit de acum doi ani o serie în BGF care se numește Jazz on Film, care înseamnă documentare, filme, Uh, din toate colțurile lumii, și România și. Nu stiu să terminăm emisiunea fără să vorbim și despre comisiunile. Da, comisiunile. o să vorbesc și despre asta. Vreau să spun că în ultima zi a festivalului, parte din Jason Film, vom prezenta în premieră în România uh, filmul Ornet Made in America, regizat de o, o award-winning și foarte cunoscută și apreciată uh, uh, regizoare de film Shirley Clark. Uh, Filmul este cu atât mai oportun cu cât, cât uh, Ornet Coleman s-a stins din viață săptămâna trecută la 83 de ani. El fiind unul din muzicienii care efectiv au schimbat cursul muzicii populare în secolul 20. Și mă refer aici ce a făcut Schoenberg în muzica clasică, a făcut Ornet în jazz. Mai mult, influențele lui se, se simt și s-au simțit și în tributele care le-au făcut. Uh, Uh, muzicieni din rock, de la Bono, la Sonic Youth, la Prince, toți au spus în momentul că au fost influențați de el în mod direct. Deci mi se pare extraordinar, nu am, evident, eu când am plănuit asta, nu am știut uh, de acest moment trist, ca să spun așa. Dar, așa cum am, de fapt, o să spun și în cele câteva cuvinte care le-am pus în caietul program, dedic pentru o notă personală festivalul lui Ornette Coleman, care, nu numai că a schimbat muzica în secolul XX și jazzul, a dăruit așa de multă frumusețe în întregii lumi. Și mă bucur că avem ocazia să prezentăm un film de referință despre el, Made in America, care sunt filmări din anii 60, 70, 80, cu Ornette Coleman de către această regizoare separat de asta, așa cum ai menționat că ai vrea să nu, să nu cumva să scăpăm, este pentru prima dată în istoria jazzului în România când există un program de comisionare pe care l-am inițiat cu această ediție, se numește New Jazz Works, comisionările Bucharest Jazz Festival, care înseamnă un lucru foarte direct și clar. Festivalul dă bani unui muzician român de jazz sau muzician străin care locuiește legal aici o sumă de bani să scrie o compoziție care urmează a fi pre -ă, debutată pe scena BGF acelui așa. An. Trebuie să aibă o anumită durată, 40 de minute, deci e o lucrare serioasă, nu sunt două piese sau o compoziție sau o piesă de 8 Să spunem măsuri. că echivalentul unui de tip clasic. Exact, unei lucrări de cameră. De altfel, cel care a fost uh, selecționat drept câștigător în această prima ediție dintr-un juriu, uh, în care a fost miciati Tiberian și George Dumitriu și eu, este cunoscutul saxofonist uh, Cristian Soleanu, care a câștigat uh, cu o propunere, cu o suită care se numește Elements pentru un quartet de jazz și cuartet de viori. Și mi se pare exemplar și faptul că asta își propune BGF, New Jazz Work, să susțină lucrări care altfel nu ar fi comisionate de altcineva. De obicei, cluburile sau festivalurile nu vin și -ți spun te rog, compunem o lucrare pentru quartet de jazz și orchestră sinfonică. Ele te angajează pentru cine ești, deja. Și de asta cred că un program din bani publici, din, de un organizat de un asemenea festival de calibru, înseamnă enorm pentru comunitate și, în final, pentru moștenirea muzicală de jazz a României, ca să așa. Cred și sper că, din ceea ce am trecut aici în revistă, se poate vedea uh, că avem de-a face cu un eveniment și cu un festival de jazz mai mult uh, decât serios are atinge toți parametrii de interes ai publicului. pornind de la uh, aceste evenimente conexe asupra cărora am insistat și până la... Uh, să spunem miezul problemei adică concertele serie de concerte și artisti care vor avea de a, de a face toți cei interesați pot avea inima în păcată în ceea ce privește manifestările care vor începe pe data de 3 iulie? Nu, pe 30 iulie 30 vom iunie. avea uh, vernisajul expoziției uh, Now's the Time Romanian Jazz Photographers, care este iarăși parte din Emeniul Teleconex, aducem patru fotografi, doi din România, doi care trăiesc în afara României, dar sunt de origine română, să-și expună lucrările legate de jazz, dintre care unii sunt faimoși, Uh, și pe 30 iunie la ora 6 seara la Han Gabro, Hanu Gabroveni vom avea deschiderea oficială a festivalului cu acest vernisaj, după care uh, evenimentele și concertele încep începând cu 1 iulie, în fiecare zi la Hanu Gabroveni la ora 12 vom avea evenimentele conexe, conferințele, filmele, uh, lansările de carte, de disc și iar seara de la începând cu ora 7 sunt concertele în piața Georgenescu Enescu. pe data de 5 iulie spune pe data de 5 iulie și o mențiune, toate evenimentele sunt gratuite. Foarte importantă mențiune. Foarte importantă. Foarte importantă. Lucian Ban, uh, reamintesc George care ne ați ascultat, curator al uh, BGF Bucharest Jazz Festival ediția 2015. Îți mulțumesc uh, pentru participare, mulțumesc pentru sprijinul acordat scenei de jazz românesc. Sper să ne revedem cât de curând uh, și sper să te reascult uh, pe scena BGF în calitatea ta de artist și de pianist remarcabil de jazz. Încă o dată îți mulțumesc tuturor ce ați avut răbdarea să ne ascultați. Vă mulțumesc și vouă. Rămâneți în continuare pe RFI.